Patru notificări ale României în ceea ce privește alerte de măști neconforme de pe piață au fost preluate de sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare al Uniunii Europene. Alertele vizează măștile pentru filtrarea respiratorie la jumătatea feței cu trei pliuri și măștile protectoare de filtrare respiratorie la jumătatea feței. Peste 78.000 de măști neconforme au fost în total găsite în vânzare. Produsele provenite din China sunt comercializate în diferite ambalaje. Prima alertă vizează măștile care sunt comercializate într-o pungă de plastic transparentă și verde cu fermoar care conține 10 bucăți. Aceasta susține conformitatea cu standardul EN 149 de pe cutie. Cea de-a doua alertă se referă la măștile de protecție ambalate într-o cutie din carton alb și verde care conține 50 de bucăți. Pe ambalaj scrie BFE 95. Măștile poartă marcajul CE, dar nu sunt certificate ca echipament de protecție protecție de către un organism relevant. A treia alertă anunță că produsele neconforme vin în cutii de carton, cu câte 50 de unități în fiecare cutie. Pe ambalaj scrie BFE95. Ultima alertă trimisă anunță că produsul este comercializat într-o pungă transparentă din plastic care conține 10 unități cu sistem de închidere cu bandă autoadezivă. Au fost găsite în comercializare peste 78.000 de măști vizate de alerte. ANPC-i avertizează pe această cale pe operatorii economici din Domeniu că înainte de a introduce la comercializare astfel de produse, să consulte site-urile protecției consumatorului și pe cel al Comisiei Europene pentru a se asigura că acestea nu figurează la capitolul produse interzise comercializării.